Consiliul Local Hunedoara a votat ieri bugetul local pe anul în curs. Acesta are o valoare totală de peste 405 milioane lei, cu aproximativ 2 milioane de lei mai mare decât cel de anul trecut. Potrivit primarului Dan Bobăuțanu, este pentru al cincelea an consecutiv când bugetul municipiului Hunedoara este cel mai mare din județ, ca urmare a atragerii de fonduri europene. Administrația locală a prevăzut un procent de peste 70% din buget pentru proiectele de investiții, proiecte pe fonduri europene, guvernamentale, dar și cu finanțare din bugetul local.